2 ani de pauză au însemnat foarte mult pentru junii brașoveni. I-a afectat și pandemia și acum se bucură mult că își pot relua tradiția. Am fost triști, dar acum ne-a dat Dumnezeu ca să mergem înainte. Cetele de juni s-au adunat călare în Piața Unirii și au pornit pe un traseu lung de 7 km. Aceste veșminte le punem în niște locuri speciale în casă, să nu fie umezeală, ca și tablourile de mare valoare. Costumele sunt senzaționale, felul în care ei se prezintă în această paradă călare și e ceva impresionant. Pentru așa o sărbătoare, câțiva turiști și-au adus și ei costumele populare din ținuturile natale. Am venit să ne prezentăm și neportul, să vedem și portul dumneavoastră din Brașov de aici. Parada se încheie la pietrele lui Solomon, unde junii se duc la locurile rânduite și petrec cu prietenii. Obiceiul își pierde originea negura secolelor, însă cea mai veche atestare datează de la 1728. Avem un copil, un tânăr, pe care îl pregătim pentru viitorul nostru, schimbul nostru de mâine. Până în 1918, junilor din Schiei nu li s-a permis să intre în vechea cetate, pentru ca aceasta să nu cadă sub stăpânire românească, spune o legendă locală. Așa că obiceiul coborârii călare în cetate a început în 1919, după unirea Transilvaniei cu România.